Da, dimineața se face în ce în ce mai frig, peștii nu mai au așa poftă de mâncare, ca asta vară, asta primăvară. Dar să revenim la oalele noastre. După cum știți, ieri am postat un început, o să fie o serie, o să mănânc la restaurante, o să vă zic și vouă cum este, cum am fost tratat, cum este mâncarea, prețuri. Și dacă v-ați uitat, dacă nu, vă rog neapărat să vă uitați la ultimul restaurant la care am fost, cel grecesc, am mâncat creveți saganaki, care, nu știu, eu cred că pot să îmbunătățesc această rețetă. Și de asta, astăzi o să fac și eu creveți saganaki. Acolo erau 6 creveți mici, într-un sos acrișor, nu mi-a plăcut deloc. Hai să facem ceva mai serios. Așa că am aici niște creveți grăsuleni, frumoși, spre fierța sunt foarte buni. Brânză feta de la mama ei, ceapă usturoi, un ardei de la Andrei, așa-l cheam pe abonat, care mi-a trimis. Am aici roșii curățate de coajă, întregi, merge și bulion, merge orice. Și ceva condimente, busuioc, boia dulce, oregano, o să mai pun piper și foarte puțin sare, pentru că brânza feta ei are suficientă sare. Așa că începem. Prima dată și prima dată, cum v-am obișnuit, eu o să curăț creveții și din capete și carapacele lor pun la fier și fac un stoc. Trebuie neapărat să avem acest stoc. Să trecem la treabă. Am curățat creveții. Uitați, astea le-am pus la fier cu ceva apă și puțină sare. 10-15 minute, să vedeți ce stoc portocaliu frumos este și aromat, miroase mama mia. Se poate folosi această rețetă și vin alb, dar mie mi se pare mai aromat cu acest stoc. Creveții curățați sunt aici, să știți că ăștia nu prea au mațul acela negru, doar la 2 am găsit. Cred că nu le-a dat de mâncare înainte să-i prindă, i-a ținut nemâncați, glumesc. Ăștia stau în așteptare, aici facem stocul. Foarte ciudat este că grecii zic la creveți garizi, cum zicem și noi la Constanța, la cei creveți mici, mici, mici. Am prins și eu câțiva când am fost după midi. Cred că o să mă duc acum toamna să caut, s-ar putea acum să fie mai frumoși. Sunt foarte dulci, foarte, foarte, foarte buni. Până fierbe stocul meu, eu o să curăț legumele. Ceapa și usturoiul. Pun 4 cepe medii și 5-6 căței de usturoi. Pițurcă, ți-e sete? Ai băut azi noapte, pițurcă? Unde ai fost? Ai jucat la casino? Am curățat legumele, acum le și toc. Data asta mărunt. Cât mai mărunt. Așa. Perfect. Așa toc toată ceapa. Iar la usturoi, tot așa mărunt, îl zdrobim. Și tot așa mărunt. Așa. Așa tocăm usturoiul, așa tocăm ceapa. Mă duc să iau stocul. Cred că e gata. Ce culoare frumoasă are. Am tocat și legumele. Ne apucăm de sos acum.
strecor acum stocul, punem ceva ulei de măsline și dăm drumul la treabă. Am pus ulei de măsline, acum călim ceapa, usturoiul și foarte puțin ardei de acela portocaliu. Mi-a zis Andrei că este locul 2 în lume la iuțeală, așa că trebuie să avem grijă. Miroase aici nebunie și a creveți și a ceapă, a usturoi. A sărit un pește. Lăsăm să se călească bine, bine și revenim. Au devenit transparente. Acum pun și roșiile. Eu le-am masacrat puțin, am băgat cuțitul în conservă și le-am mărunțit puțin. Oricum o să le mărunțesc și aici în tigaie. Am pus o conservă întreagă. Continuăm sosul. Am uitat ceva foarte important. Ne trebuie și pătrunjel. Petrunjel, cum zice în măgărel. Lăsăm să formeze un sos gros, fain, frumos. Lăsăm așa 10 minute, după aia punem stocul, pătrunjelul, condimentele. Pun și ceva boia dulce. Busuioc și oregano. Acum punem și din stoc. Este fierbinte, e foarte bine, că nu nătește cătirea. Nu-l pun pe tot, vedem dacă mai trebuie. Și lăsăm acum, lăsăm să scadă, se îngroașe, să iasă fain, frumos sosul nostru. Câte arome sunt acolo, ce bun o să iasă. Acum pun și puțină sare, nu foarte multă. Tot de asta gourmet, luată din Grecia, să fie rețeta completă. Stil grecesc. Așa, nu foarte multă. Acum pun în sos și puțină brânză feta. Ruptă așa cum. Să îngroașe sosul și o mână de pătrunjel de la Mugurel. Super! Ia uitați ce sos este aici. Îl mai lăsăm. Mai lăsăm 5 minute, sigur. Brânza o să se topească și o să îngroașe sosul acum. Ce bine arată! Deja s-a topit brânza. Nebunie, nebunie. Opresc aragazul. Acum am luat un vas termorezistent pentru că o să băgăm totul la cuptor. Punem aici sosul. Uitați ce frumos a îngroșat. Ce bine arată. Așa peste tot. Acum pun creveții. Ei sunt prefierți, nu mai trebuie să le fac nimica. Se fierb și în sos. Mamă mia, ce bine arată. Aici e cel mai important. Asta mi-au loc toți. Au, că înghesuie.
Ce bine arată. Mai sunt. Ca și costuri, eu pe creveți am dat vreo 18 lei. Și brânza feta, dar nu consum, cam jumate consum, am dat 15 lei pe brânza feta. Acum punem brânza feta, iar. Încă. Așa. Acum, puțin ulei de măsline. Eu am încălzit cuptorul la 180 de grade și mă duc și bag la cuptor. Cam 20 de minute. Vă arăt cam cum trebuie să fie brânza feta. Când se face brânza, este mâncarea gata. E așa că arată bine? Creveți saganaki, mamma mia! Prichindel, ce faci aici? Stai la soare? Ia. Tu ce faci aici, mai? Măi. Da. Relaxare totală. Păi, cum să nu trăiești atâta? Ăsta prinde 30 de ani. Da. Da, așa e. Creveții mei saganaki sunt gata. Ia uitați ce bine arată. Și acum, pentru că mi-a reproșat cineva că folosesc același model de farfurie cam tot timpul, o să facem o farfurie. Ia să dăm la o parte creveții. Facem o farfurie comestibilă. O oală care se poate băga la cuptor. Și o lipie sau tortilie, aceea aveți dumneavoastră. Băgat aici frumos. Așa. Uitați, mă duc să bag la cuptor pentru 5 minute, nu foarte mult. Și facem și o farfurie comestibilă. Gata și farfuria mea, ia uitați ce fain arată. Se poate folosi și la salată, să puneți în ea, arată foarte bine. Vreau să-mi spuneți dacă creveții mei au ieșit mai bine ca cei de la restaurant. Haideți să punem și în farfurie. Sper să mă descurc. E cam incomod. S-a topit brânza. Creveții și-au lăsat gustul acolo. Mamă mea, ce bine arată. Deci cu 35 de lei, eu am făcut aici 4 porții. Mai mari ca cele de la restaurant. O, uite așa. Hai că un crevete deasupra. Am ghițit în sec. Așa. Iau asta de aici. Punem și puțin pătrunjel. Punem și aici. Uitați cum arată creveții mei. Trebuie neapărat să încercați, se face foarte ușor, foarte gustos. Ce să vă zic? Vă mulțumesc. Vă urez poftă bună. Și, nu uitați, ținem legătura!